De ce vă aflați astăzi aici în Piața Victoriei? Ne aflăm în Piața Victoriei o singură revendicare pentru Guvernul României. Actualizarea soldei de grad pentru militarii rezerviști cu cea a cadrelor active. O singură revendicare pentru Guvernul României. Prim-ministrul României ne-a promis că în maxim 2 săptămâni de zile legea care rezolvă această inechitate va trece de Parlamentul României. Asta ne-a promis prim-ministrul României și că există consens între PSD și PNL pentru rezolvarea acestei probleme. Cosmin Dorobanțu, președintele Sindicatului Unitar de Piatră, PSANM.